Slăviți să fie Domnul! Amin. Haideți să deschidem la pagina 885 și citim primele cuvinte din Cartea Amos, capitolul 1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa și versetul 2. El a zis, Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Amin. Amin. Vă rog frumos să reluați locuri. Și fraților și surori, pentru că l-avem în mijlocul nostru pentru prima oară pe Amos, aș vrea să vorbesc pentru el, pentru noi, pentru toți copilașii bisericii despre cele trei conștientizări ale lui Amos, bineînțeles, necesare pentru fiecare dintre copilașii noștri. Ieri am avut o sărbătoare frumoasă aici în biserică, au fost câteva sute de copii, au cântat, au lăudat pe Domnul, au primit și cadouri, s-au dus bucuroși spre casele lor și zicem ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amen. Și pe copii, și pe părinți, și pe bunici, pe toți Domnul se poartă în carul lui de biruință. Și în anul 2019. Raților și surori, iubiți prieteni, Amos ne aude, dar nu ne înțelege, e foarte important să înțelegem că această carte mică din Scriptură este printre primele care a fost scrisă dintre cele profetice undeva la circa 750-760 de ani înainte de Hristos, profetul Amos a început să-și scrie această carte, carte deosebit de frumoasă, de bună. Chiar putem să o numim o carte actuală. Cartea aceasta are opt profeții, capitolul 1 și capitolul 2, trei predici de la capitolul 3 la 6 și cinci vedenii pe care Amos le scrie aici. Este foarte important să înțelegem iarăși un cuvânt, în versetul 1 se spune când a prorocit Amos pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda și a lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cu tremurului de pământ. Era o vreme de abundență, de prosperitate, de lux, Asiria, Mesopotamia, Egiptul erau împărățile din jur care erau într-un declin și poporul Israel n-a mai fost atacat din nicio parte. Și bineînțeles că ei au început să prospere și atunci Dumnezeu îl ridică pe profetul Amos din împărăția lui Iuda și îl trimite în împărăția lui Israel ca să profețească în special la Betel, unde era un vițel deja ridicat în cinstea unui idol și oamenii din Israel se închinau acelui vițel, Ieroboam l-a ridicat și, bineînțeles, că Amos n-a fost iubit acolo, în împărăția lui Israel. Era considerat, pe lângă că era un străin, era considerat și un om incomod. De aceea a primit somații să plece de acolo și să plece în țara lui, în țara lui Iuda. Acum, fraților și surori, versetul de aur al acestei cărți minunate, putem să-l căutăm în capitolul 4, cu 12. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Izraele. Și noi suntem chemați de Dumnezeu să ne întâlnim cu El, bineînțeles, aici în viața aceasta, dar există întâlnirea aceea finală. Acum, cele trei conștientizări de care m-aș bucura să aibă parte și amos, și orice copil al bisericii, e, sunt următoarele. Prima, conștientizarea Divinului, conștientizarea Divinului, conștientizarea a ceva care este dincolo de noi și care ne face să ne prăbușim cu fața la pământ într-o reverență, să recunoaștem că există o ființă, o putere, o persoană care este dincolo de noi, care poate să ne ajute, care poate să facă minuni, care are un plan special cu privire la fiecare dintre noi. Aceasta este prima și cea mai importantă conștientizare pe care o dorim fiecărui copil din Biserică. Bineînțeles că și a doua ține de prima, a doua, și anume conștientizarea de sine. Să știe că este păcătos. Că în relații cu acest Dumnezeu, El este mic și Dumnezeu este mare. Și la un moment dat să cadă înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Dumnezeule, vai de mine, că sunt om cu buze necurate și am nevoie și eu de sângele tău curățitor. Aceasta este a doua conștientizare. Și a treia conștientizare pe care am extras-o din amos este a realității lumii din jurul nostru. Putem să ne închidem aici, ca într-o odăiță, în Biserica Albinii, să venim la programe, să venim duminica, marțea, vineri, în celelalte zile când mai vin tinerii și totuși să stăm ca într-un glob de sticlă, ca într-un borcan, ca în spatele unor pereți și dincolo de ei să nu mai vedem absolut nimic. Putem să facem lucrul acesta. Dar Amos n-a reușit și n-a putut să facă așa ceva. El a trebuit să iasă din cercul lui și să spună plec, mă duc pentru că mă trimite Dumnezeu. Lumea din jurul meu este cum este, dar eu sunt un om chemat de Dumnezeu din mijlocul ei ca să trăiesc altfel. Și vreau să mă duc să le predic și să le vorbesc din partea lui Dumnezeu. Deci, observați, sunt trei conștientizări foarte importante, simple, le știți, dar sunt necesare cu litere mari pentru fiecare dintre copiii noștri. Bineînțeles că ei după ce apar în lumea asta încep să conștientizeze multe lucruri, multe. Și asta vine de la sine, fraților și surori, să ferească Domnul, să avem copii care să nu conștientizeze cu cele cinci simțuri dăruite de Dumnezeu lumea înconjurătoare. Să ferească Domnul, să mai nasc astfel de copii. Dar nu ne dorim așa ceva. Copiii noștri încep să vadă, să audă, să miroasă, să atingă, și așa mai departe. Parte, pentru că așa e bine contact Dumnezeu. Dar pe lângă această conștientizare fizică, pe lângă aceasta există cele trei pe care le-am spus. Una în care copilul se uită în sus spre Dumnezeu, a doua în care el se uită în sine, în interiorul lui, și a treia în care se uită în jurul lui și spune ce să fac pentru cei din jurul meu. Fiecare dintre noi avem aceste trei datorii pe sufletul nostru. Haideți să ne uităm puțin în cartea aceasta minunată și să extragem în, fiecare, în dreptul fiecăruia dintre aceste trei conștientizări câteva învățături biblice. Cum conștientizează Amos pe Dumnezeu este foarte important pentru noi. Sunt trei imnuri aici în cartea asta, frumoase, Primul în 4 cu 13, cum îl vedeamos pe Dumnezeu, identitatea lui Dumnezeu, ce mi-aș dori copilul meu, copilul dumneavoastră să conștientizeze cine este Dumnezeul cu care ne-am făcut de lucru. Uite ce identitate are Dumnezeu. El este creatorul pământului, spune versetul 13 aici, căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul, pe lângă aceasta că e creator, Dumnezeul este atotștiutor, omniscient, El spune omului până și gândurile lui, slăvit să fie Domnul, El preface zorile în întuneric, și mai sus, în 5 cu 8, spune că preface întunericul în zori. Poate să facă lumina în întuneric, întunericul în lumină, astea le poate numai El. Pentru că El este creatorul lumii și creatorul nostru, lăudat să fie Domnul acesta. Uite ce identitate are Dumnezeu, este creator, este atotștiutor. Mergem la următorul imn din 5 cu 8, l-am și am, amintit deja. El a făcut cloșca cu pui, e vorba de constelația pleiadelor, și Orionul, el preface întunericul în zori, iar ziua noapte neagră, el cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Aici îl vedem într-o altă identitate, aceea de omnipotent, de atotputernic, acesta e Dumnezeul nostru. Și el poate totul, fraților și surori. Gândiți-vă, în Iov, la un moment dat, Dumnezeu îl întreabă pe omul acesta, în suferință fiind. Spune, auzi Iov, ai putea tu să dezlegi legăturile găinușei și să nozi frânghile Orionului? Uite, și aici apare Orionul și în Iov apare Orionul. Erau două stele sau două constelații care vesteau una apariția primăverii și cealaltă apariția iernii. Și cu alte cuvinte Dumnezeu îl întreabă pe Iov, poți tu să aduci pe pământ vara sau iarna? Nu poți, dar eu pot, zice Domnul. Și s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, fraților și surori, că de Crăciun a plouat și de Paște a nins. Asta a făcut-o Dumnezeu, că Dumnezeu poate să facă minuni, slăvit să fie El. Uite, putem să-l ducem pe copil pe marginea creației lui Dumnezeu și să-i explicăm vestul lucrurile acestea. Dumnezeu a creat tot ce se vede și ce nu se vede. Îi cumperi la copil un telescop și arăți stele care nu se pot observa cu ochiul liber. Îi cumperi un microscop și îl duci în adâncul nucleului și arăți lumi peste lumi nebănuite pe care el nu le-a știut, nu le-a conștientizat. Și poți să-i spui, uite, Dumnezeu a creat toate aceste lucruri, lăudat să fie numele Lui. Amen. Acesta e Dumnezeul nostru. Și Amos îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce poate el, pentru ceea ce este el. Bancă în capitolul 9, Versetul 5 și versetul 6 spune aici, Domnul Dumnezeul loștirilor atinge pământul și se topește, toți locuitorii lui se jelesc, se înalță ca râul Nil, se coboară ca râul Egiptului, el și-a zidit cămara în ceruri și a întemeiat bolta deasupra pământului, cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Și același refren în cele trei imnuri este repetat. Domnul este numele Lui. Să mergem și să-i spunem copilului, uite cu cine ai tu de-a face. Și fraților și surori, în Exod capitolul 15 cu versetul 2, dacă s-ar putea afișa, este un verset extraordinar. Mulți predică despre Moise. Moise, 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 Maria și așa mai departe dar n-am auzit niciodată o predică dedicată tatălui lui Moise. Domnul este tăria mea, spune Moise aici, cu Maria împreună, cu poporul împreună, temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Într-o zi tatălui Moise a crezut că Dumnezeu pe Moise îl va salva de la moarte. I-a dat Dumnezeu ideea, a pus coșulețul, l-a trimis pe Nil și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Pentru că spune nevrei capitolul 11, prin credință l-au ascuns timp de trei luni părinții pe Moise. Înseamnă că erau niște oameni ai credinței. Și într-o zi când Moise și Maria au ajuns în fața apelor mării roșii, nu mai era tata cu ei, murise. Dar credința tatălui lor a rămas, apele s-au dat la o parte. Și au zis, e același Dumnezeu, e Dumnezeul lui tata, e Dumnezeul despre care tata îmi povestea că este un Dumnezeu al minunilor Acesta e Dumnezeul pe care trebuie să-L cunoască copiii noștri Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta Să conștientizeze cine este Dumnezeu În capitolul 9, iarăși cu versetul 11 în jos Vedem că Dumnezeul acesta nu se limitează numai prin ceruri, de acolo printre stele sau pe pământ, printre ape și munți, ci versetul 11 din Amos 9. În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David. Fapte 15 preia acest verset și spune Petru acolo, uite Dumnezeu și-a împlinit ce a spus ce a spus Dumnezeu și a împlinit. Dar de ce? Dumnezeu nu se complică numai cu lucrurile de sus și cu cele de pe pământ, cu lucrurile neînsuflețite, ci are planuri cu privire la fiecare dintre noi. Acesta este Dumnezeul pe care noi îl cunoaștem. Fraților și surori, dacă în inima copiilor noștri sădim conștiința, conștientizarea divinului, a lui Dumnezeu, că există o ființă dincolo de noi, care poate totul, care știe totul, care ne-a creat, care vrea să ne ajute, care vrea să ne mântuiască, este un lucru uluitor. Am întâlnit un frate, este păstor în America, în Chicago, și povestea el că atunci când era copil, Mama lui, îl răsplătea de fiecare dată când învăța versete din Biblie. Și a învățat multe, ca mama lui să-i dăruiască. Tot dădea, tot felul, bani și alte lucruri. Și zice, după ce am plecat de acasă, de la părinți, la Timișoara, la școală, două lucruri m-au urmărit acolo. Dumnezeu îmi vorbea prin două lucruri. Erau versetele care le-am învățat când eram copil și care nu mi se dezlipiau de mintea mea și când făceam o prostie, o trăznaie. Imediat veneau gândurile alea cu versete din Biblie, aici n-ai făcut bine. Uite ce spune versetul cu tare și n-am putut să scap de versetele care mama mea mi le-a dăruit, dăruindu-mi altceva. Și zice, al doilea lucru erau profețiile prin care Dumnezeu îi vorbea tatălui meu, și zice, la un moment dat primesc o scrisoare de la tata și mă cutremur. Și în scrisoarea aceasta scria, alaltă ieri în ziua de, Domnul a descoperit că ai fost într-un loc care purta numele de grădină de vară și o spus exact numele grădinii de vară. Și ai stat cu niște prieteni la o masă și ați vorbit de rău pe cutare și cutare și ați făcut glume proaste. Și ai vrut să bei o bere și ți-o fost frică, bagă de seamă că Dumnezeu e după tine. Și s a speriat și primește altă scrisoare. Și în scrisoarea aceea, iarăși Dumnezeu era pe urmele lui și spunea tot ce făcea. Și merge acasă speriat. Mai întâi s-a luat de prietenii lui și a zis, vă rog frumos să-mi spuneți care îl sunați pe tata, să-i spuneți unde mergem. Păi niciunul, nu cred și s-a dus acasă și a zis, tată, acum am bani, nu mai depind de voi, lucrez. Îți dau bani cât dorești dumneata, numai să-mi zici cine îți spune pe unde umblu eu. Și tata a zis, nu-mi trebuie banii tăi, lui Dumnezeu îi trebuie sufletul tău. Dumnezeu te caută. Dumnezeu te vede, ochiul lui este deschis acolo pe unde umbli tu și în vecin este un proroc și când mă duc la el, îmi spune: Uite ce mi-au descoperit Dumnezeu. Acolo e copilul tău. Acolo a fost. Asta a făcut. Asta a spus așa a conștientizat copilul ăsta, deja tânăr fiind, că Dumnezeu este o realitate, el este Dumnezeul părinților lui și s-a dus să se întâlnească cu Dumnezeu la o stăruință, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și astăzi este un păstor și un lucrător în via lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeul nostru trăiește, fraților și surori. Slăvit să fie El! Următoarea conștientizare, fraților și surori, și aici putem vorbi mult, un frate mi-a povestit despre o fică de-a lui și asta e minunată, sunt experiențe cu Domnul care nu cred că se uită, fiecare uh, familie are un jurnal, chiar dacă nu-i scris, în care a notat, măcar în minte, minunile lui Dumnezeu. O fată bolnavă de scleroză, cu pete pe creier, cu leziuni pe creier, și doctorii spun părinților, ne pare rău, clătinau din cap, să știți că șansele sunt minime, chiar nule, să scape cu viață, repede pleacă din viață. Și s-au dus frații ăștia la rugăciune și prin fratele Victor din Fodora, tatăl fratelui Tică, al nostru, i-a vorbit domnul și a zis așa, nu te teme bărbatul, i-a spus tatălui acestei fetițe, nu te teme că eu am putere să șterg petele de pe creier și să lipesc, să sudez leziunile. Cine a putut să vorbească dacă nu Dumnezeu? Omul ăsta nu știa problemele care le aveau uh, fratele. Și se duce la spital, nimic, aceleași probleme, aceleași uh, diagnostice, nimic, absolut nicio schimbare. Și merge oarecum deznădăjduit spre casă. Pe drum fiind primește un telefon... La capătul firului era fica lui și a zis, tată, întoarce-te din drum și dumă acasă. Dumnezeu m-a vindecat. Au pus-o la tomograf, nu i-au mai găsit absolut nimic doctorii acolo și se mirau. Zice, măi, Îs lipite, sudate toate conexiunile, nu se mai destramă, nu se mai rupete, nu mai există pe creier. Cine este acesta? Domnul Dumnezeu este numele Lui, spunea Amos. Și pe acest Dumnezeu trebuie să-L cunoască fiii noștri, fetele noastre, fraților și surori. Că dacă nu îl vor cunoaște așa, pe direct, îl vor cunoaște doar din auzite și asta nu-i prea bine, nu-i prea bine. Vorbim despre adevăr, cunoaștem adevărul. Dar când auzim despre adevăr. Vorbim despre un adevăr care a vorbit altul despre adevăr și mergem nu știu la câte roată. Nu merge așa, fraților și surori. Copiii noștri trebuie să-l cunoască pe Dumnezeul cel real, cel adevărat, care face minuni, care e prezent cu noi în orice clipă, care ne știe gândurile, care ne poartă pe brațele lui și care vrea să ne mântuiască. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Conștientizarea de sine foarte importantă este și aceasta. Am citit în fața dumneavoastră unul cu unul din Amos, cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa. Uite, situația lui socială, starea lui socială, el l-a recunoscut. A zis, sunt un cioban. Putea să ascundă lucrul ăsta și să spună Amos, prorocul lui Dumnezeu. Cum am întâlnit într-o zi pe o tânără, nu știu, era începătoare la credință, nu știu. Dar a venit și a dat pace cu noi, era mai mult frața acolo, zice, pacea Domnului, mă cheamă cu tare și sunt prorocul Domnului. Am zis, nu cred, nu cred, nu cred. Amos a știut care este locul și a zis cuvintele lui Amos, unul dintre ciobanii din Tecoa. Tecoa era undeva la șase kilometri de Betleem. Și el a știut atâta să spună, acesta sunt eu, dar pe lângă acest lucru Dumnezeu m-a luat de la oi, cum l-a luat și pe David altă dată, psalmul 78 cu 70. M-a luat de la oi și m-a trimis, detailează el în capitolul 7, în momentul când vine amația la el și spune, du-te prorocule la tine în țară și nu ne mai proroci aici, că avem destui proroci, du-te de aici. Și el spune, nu, 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 eu nu sunt proroc, conștientizarea stării lui sociale și fraților și surori. Atunci când noi ne smerim Dumnezeu ne înalță. Aici vine Amaxia la el, și zice, mă, tu ești proroc? Zice, nu, îmi pare rău, eu nu sunt proroc, nici măcar fiu de proroc, să zic că am ceva. Sunt un cioban și sunt un strângător de zmochine de Egipt. Îți chiar mai jos decât ciobanul. Mă duc și car smochine în spinare și le adun de pe sub smochin și lovesc cu bățul să cadă de acolo. Nici măcar la ciobănie nu mă pricep, o zis el cu alte cuvinte. Dar, dar, uite conștientizarea de sine, dar, sunt eu ce sunt. Dar în versetul 15 din Amos 7 spune, dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu. Acesta este mandatul pe care eu îl am din partea lui Dumnezeu. Dacă ascultați va fi bine, dacă nu ascultați e problema voastră. Uite, conștientizarea de sine. Eu sunt un păcătos, eu sunt un om umil, eu sunt un om de jos, dar Dumnezeu m-a chemat să mă duc să predic, să mă duc să prorocesc și nu pot să mă împotrivesc chemării lui Dumnezeu. Se spune că în Anglia era odată un predicator și predica tare cu foc. Era o predică rostită în aer liber. Și din audiență se ridică unul și strigă tare acolo un bețivan. Ce domnule, oprește-te, se oprește predicatorul. Da, te ascult. Domnule zice, eu am auzit că dumneata ești un pantofar. Și zice, vii dumneata pantofarul să ne spui aici despre Dumnezeu, lasă-i domnule pe preot să ne predice. Se uită omului Dumnezeule, mă ce să-i spun măi, că dacă îl înfrunt iese rău. Au zis, ascultă-mă domnule, vreau să-ți clarific ceva. Nu sunt pantofar, uite ca și Amos, zice, eu sunt ucenic de pantofar. Și zice, fiindcă nu m-am descurcat bine cu papucii, zice, am ajuns cârpaci și m-am lăsat din meserie. Pentru că Dumnezeu mi-a zis să mă duc în lucrarea Lui, acum vestesc ce îmi spune Dumnezeu. Și-o închis gura. Vedeți, fraților și surori, Amos este conștient de sine, este conștient cine este el din punct de vedere pământesc, o stare socială umilă, dar este conștient că din punct de vedere spiritual Dumnezeu l-a chemat să fie purtător de poveri. Asta înseamnă numele Amos, purtător de poveri. Și asta a făcut. Și al treilea lucru pe care l-am amintit, conștientizarea realității lumii în care trăim. Nu trebuie să rămânem într-un clopot de sticlă, precum spuneam, noi trebuie să ieșim spre cei din jur. Amos se uită și vede în jur opt națiuni cu probleme grele. Din capitolul 1 până în capitolul 2 repetă același refren pentru trei nelegiuiri ale lui Cutareba pentru patru și spune Dumnezeu ce are de spus în dreptul fiecăruia dintre cele opt națiuni. De la capitolul 3 încolo, Amos începe să spună ce a văzut în Israel. Lăcomie, Idolatrie, beție, imoralitate, nepăsare. Foarte interesant, fraților și surori, că în timp ce el le vede lucrurile astea în poporul din jurul lui, totuși nu este contaminat cu ele. Noi suntem chemați, fraților și surori, așa cum este peștele. O minune a făcut Dumnezeu ca să ne dea de învățat lucrul ăsta. Peștele e dulce și apa e sărată. Cum este posibil astfel de lucru? Păi Dumnezeu ne-a pus o imagine în natură ca așa să fim și noi. Într-o lume nu sărată, ci murdară, plină de vici și de patim și de pofte și păcate. Noi să fim ambasadorii lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amus a conștientizat ce realitate era în jurul lui. Gândiți-vă, fraților și surori, Amos, capitolul 6. Vai de ce ce trăiesc fără grijă în Sion, la adăpost pe muntele Samariei. Versetul 4. Cre ei se culcă pe paturi de filde, stau întinși și alene pe așternuturile lor. Ce era să meargă Amos să spună, măi, faceți-mi loc și mie, să dorm și eu între voi. Nu, fraților și surori, creștinul nu este chemat să doarmă. În biserica lui Dumnezeu trebuie să lucrăm. Fie că spui un amin și îl spui pe, pentru slava lui Dumnezeu, fie că ți deschizi gura și cânți o cântare, fie că te rogi cu foc, Dumnezeu notează totul. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. În capitolul 6, versetul 12, chiar îi am de râdere, Amos, și spune, pot ca ei să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boi de a spre făcut judecata în și roada dreptății în, în pelim? pelin? Ca și cum mai întreba astăzi, auzi, pot să mergi cu merce de arătură? Nu poți, n-ai cum, n-ai cum. Sau pot să iei autobuzul și să te duci pe apă? Nu poți! Și vine Amos și zice, măi, dacă nu poți face așa ceva, atunci de ce ați luat judecata și ați prefăcut-o în o travă? Și în loc să judecați cum trebuie, judecați tot pe dos. Uite, i-a luat la rost, pentru că el era un om al lui Dumnezeu într-o societate murdară și coruptă. Așa ne cheamă Dumnezeu pe toți să fim și așa să fie copilașii noștri. Închei, fraților și surori, gândurile mele care le-am avut pentru Amos și pentru copilașii biserici mi-am amintit aici privind fanfara de ceea ce povesteau frații de demult. La un moment dat, fanfara din Turda a mers până în Timișoara, la Elim, la Biserica Elim, au cântat acolo și pe tren, păi zice, hai să ne luăm instrumentele să cântăm. Și au început cântarea. Au venit un ateu și au zis, băi, dar voi nu vă plictisiți, măi, în cer, să tot cântați, că v-am auzit aici, tot cântați, cântați, dar în cer nu vă plictisiți acolo să tot cântați, să tot cântați. Și o, o zis unul, zice, nu domnule, că nouă ne place să cântăm. Și-au continuat și cântare după cântare, după, și la un moment dat strigă unul din compartiment, apahida! Să ateu zice, măi, dar cum de-o trecut cu timpul așa repede? Și atunci se uită unul din fanfarici la el și spune, vezi domnule cum trece timpul în cer, nici nu-ți dai seama, nici nu-ți dai seama. Deci fraților și surori, să ne dea Domnul, să fim niște oameni cu inima plină de Dumnezeu. Și atunci când cântăm, când predicăm, când recităm și când murim, suntem ai Domnului. Amin.